să ne iubim aproapele, nu să le dăm în cap celor care nu sunt ca noi. Asta e clar, deci rămâne de văzut ce vor face cei din biserică. Cert e că a apărut un preot la PSD. N-ai să crezi, la PSD, cum a trecut referendumul, a mers preotul să vorbească cu președinte, cu Liviu Dragnea, așa credeam, să dea acolo o binecuvântare, ceva. A avut loc o adunare publică autorizată de către primăria municipiul București,